Să vorbim măcar pe jumătate serios. Ronald McDonald nu este doar omul ăla din plastic cu care vă faceți poze atunci când vă așezați pe băncuță, poate lângă el. Este un personaj care are foarte multă treabă, mai ales în România, și are treabă de 20 și un pic de ani. Ca să vorbim despre Fundația pentru Copii Ronald McDonald, au venit șefele de la fundație. Amalia Anastase este președinte. Bună dimineața! Bună dimineața! Și Andreea Cioban este director executiv. Toată lumea înțelege că președintele dă ordine și director executiv. Adică ea muncește. Muncește, da. Dar avem nevoie și de o față. Da, yes. Bună dimineața! Bună dimineața! S-au strâns 21 pic de ani, nici nu mi-am făcut calculul. 21, asta. Da. Voi ați fost alături de noi, cred că de la început, cred că de la inaugurarea casei din București, de la Spitalul Grigore Alexandrescu, care a fost acum 16 ani. Da. Noi am dotat foarte mult în toți acești ani, am dotat cam de 1 milion de euro spitalele, dar obiectivul fundației este să construiască case care să adăpostească familii care vin să fie alături de copiilor internați în spitale, de obicei, și care sunt în altă localitate. De obicei, acești copii care stau luni de zile în spital, pentru părinții lor e foarte greu să stea alături de ei. Unii dorm pe holuri, alții dorm prin parcuri, alții nu mănâncă zile întregi. Și acum 16 ani s-a construit prima casă la Grigore Alexandrescu, acum 11 ani la Timișoara. Anul acesta am început permisul de construcție și la anul construim o casă la Iași și în 2021 mai construim o casă la Spitalul Marie Curie. Deci vor fi 4 case. 4 case, da. Andreea, am făcut un calcul cam câți părinți au trecut prin cele 2 case deja existente? Cred că până acum sunt peste 20.000. Ieri am aniversat 16 ani de casă Ronald McDonald București și acolo au trecut peste 10.740 și ceva de părinți. Părinți care, așa cum spunea și Amalia, vin din afara localității, au situații financiare modeste, nu și-ar permite niciodată să stea la un hotel sau undeva pe toată perioada spitalizării copiilor. De aceea, aceste case sunt atât de importante, noi ne dorim să ajungem peste tot unde sunt spitale de copii în țară, dacă am putea și dacă am avea susținerea partenerilor. Bun, cum strângeți banii? Care e mecanismul? Sunt foarte mulți bani dacă îmi fac. Păi, știi căsuțele alea în care pui bani când te duci la restaurantul ăla care se numește? Cutiuțele. Da, cutiuțele. Acolo se strâng o parte din bani, da, la case și apoi de 2 ori pe an este săptămâna Make Happy Day, unde McDonald's ne ajută. Într-o săptămână donează 1 leu din fiecare meniu de copii, uh-huh, pentru fundația noastră și săptămâna asta în care suntem acum este una dintre acele 2 săptămâni anuale în care mergem acolo și încercăm să vindem cât mai multe, cât mai mult charity, de fapt. În săptămâna asta s-ar putea să dai nas în nas și cu o vedetă, nu? În săptămâna asta sper să dăm nas în nas vineri cu multe vedete la, okay, restaurantul nostru în care o să ne desfășurăm. Vineri se întâmplă vineri treaba cu vedete? Vineri la în restaurantul de pe Barbu Văcărescu. Ok. Da. S-ar putea să trec și eu pe acolo. Îți mulțumim. Îți mulțumim pentru că, uite, vezi toți acești copii pe care îi vedem. Eu îi cunosc pe toți. Eu le cunosc povestea tuturor. E o familie, de fapt, ce se formează în casă, pentru că ei stând luni întregi, îți dai seama că părinții schimbă între ei tot felul de experiențe, se întreabă. Ce spuneam acum câteva zile este că atunci când o familie are un copil bolnav, cumva trece în altă dimensiune. Cumva cei din jur îl părăsesc, majoritatea, niciodată nu mai poți apela la nimeni, că nu mai răspunde nimeni la telefon și să, pe lângă toate astea, să nu ai unde să stai lângă copilul tău, este o dramă nenecesară pe care acești părinți nu ar trebui să o aibă. Din păcate, avem doar 2 case, vom mai construi 2 și ar trebui, cum zicea și Andreea, să avem în fiecare oraș câte o casă, cel puțin. Dar poveștile pe care le-am ascultat până acum de când știm aceste case, nu vreau să întristez pe nimeni, dar sunt niște povești de, cum să zic, de o reziliență și de o... sunt sfâșietoare. Și aș vrea să înțeleagă toată lumea că noi cerem bani și suntem veseli, și, dar acești oameni chiar niciodată nu sunt veseli și au nevoie de mult ajutor.
Probabil de la aflarea veștii despre copilor bolnavi, da, poate da. Oamenii ăștia n-au mai zâmbit deloc exact. Ani de zile. Exact. Felicitări pentru ce faceți, fac eu un rezumat. Suntem în plină săptămână, deci ați putea da o fugă pentru o donație. Nu contează cât. Nu contează. Important este să donați. Treaba asta se întâmplă în România deja în două case, dar sperăm în curând să mai avem încă două. Vom avea încă două, sigur. Oamenii ăștia sunt serioși. După cum știți, Amalia este foarte prietenoasă aici, dar când e la treabă este foarte serioasă. Cei care lucrează cu ea știu că dacă trebuie să scoată biciul, scoate. Deci, ar trebui, după ce terminați treaba asta, să te apuci și de stadioane. Că da, 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 e următorul pe dacă vizită. Stadioanele nu se fac, casele astea se vor face cu siguranță. Da. Bun, mulțumim că ați venit pe la noi. Căutați online, fundația e foarte vizibilă. Important este doar să vă învârtiți în cercurile online potrivite. Puteți face și acolo un mare bine, șeruind povestea oamenilor și dând mai departe informația, află cât mai mulți oameni despre ei.